Peste 100 de efective din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Sălaj au desfășurat în perioada 30 aprilie-2 mai activități specifice în vederea asigurării unui climat de ordine și siguranță civică la manifestările dedicate sărbătorilor de Paști și praznicul Învierii Mântuitorului. Jandarmii au acționat atât pentru asigurarea măsurilor de ordine la manifestările din mediul rural, cât și pentru menținerea ordinii publice și realizarea dispozitivelor de siguranță în municipiul Zalău și orașele Șimleu, Silvaniei, Jibou și Cehu Silvaniei, unde s-a acționat independent sau în cooperare cu poliția. Măsurile luate de jandarmii care au acționat pentru păstrarea ordinii și siguranței publice au făcut ca oamenii să se bucure liniște de sărbătorile pascale, această stare de fapt datorându-se și cetățenilor care au înțeles necesitatea adoptării unei conduite responsabile în această perioadă. Cu ocazia misiunilor executate, jandarmii au aplicat 12 sancțiuni contravenționale în valoare totală de 1.800 de lei. Sancțiunile au fost aplicate pentru încălcarea normelor referitoare la fapt ce aduc atingere ordinii și liniștii publice, precum provocarea sau participarea la scandal în locuri publice, adresarea de injurii, expresii jignitoare și amenințări cu acte de violență, precum și pentru apelarea în mod repetat la mila publicului de către persoane apte de muncă.